Salut, dragi prieteni, ne aflăm pe lacul Mori, aici unde se pare că se lucrează, cel puțin așa se pare din imagini. Nu-mi dau seama ce anume se construiește pe aici sau dacă se renovează pur și simplu sau dacă se construiește ceva anume. Cert este că, după cum se vede, s-a spart aici o bucată din cimentul care era, betonul care era. Pe partea aceasta au început să se monteze borduri. În partea asta s-a mai aruncat niște pământ, așa. Aici niște molozi, chestii, trestii, fire scoase. Probabil urmează să fie montate pe undeva. S-a dus și apusul. Așa, am uitat să vă arăt eu, aici avem o cutie de bere. Probabil niște trecători au aruncat-o care au vrut să bea niște bericic aici. Sau poate muncitorii care au lucrat aici. Erau mai încolo câteva găsculițe sau porumbei sau nu știu, sau guguștuci, nu-mi dau seama. Dar au fugit. Au fugit, probabil de frică de zăpadă. Zona asta este foarte mișto atunci când îngheață lacul, iarna, la temperaturi scăzute. Atunci o să vedeți și mulți amatori de senzații tari care vor trece din partea asta, din partea aia, vor traversa lacul pentru a ajunge mai repede la destinație. Dar până îngheață lacul mai e. Uite, și aici avem o bucată de nisip. S-au scos băncile care erau pe margine, pe tot lacul m-am uitat și nu mai există nici o bancă. Iată și pe acolo, nu știu cât de bine se vede. Au început băieții să lucreze, au scos și scările care erau, pe care puteai să urci. Iată aici altă bucată de nisip, parcă am fi la mare. Iată acolo e și un pescar și niște materiale de construcții. Așadar, nu știu cum se întâmplă, numai în perioada iernii se lucrează la noi în România. Probabil să nu prindă bine asfaltul sau nu știu de ce. S-au distrus acolo scările, aici erau niște scări pe care puteai să urci. Nu mai sunt, le-au demontat. Aici o să pună ei, nu știu ce sunt astea, bucăți de granit sau mi se pare mie. Așa par. Vom vedea în viitor ce va fi, ce se va monta pe acest minunat lac. Că tot vorbeam de păsările astea, de gâsculinele astea, ce sunt ele, rațe, câște, nici eu nu știu. Să văd dacă putem da și un zoom așa cât de cât. Să le vedeți și voi mai de aproape. Ia uite câți pescari aici, vreo 4 pescari. Nu știu dacă prin ceva. Acolo mai vine niște lume cu trotinete, cu copii. E 1 decembrie și lumea e liberă. La restaurant multă lume nu se poate duce din cauza faptului că doar pe vaccinați îi primește. Așa că lumea preferă să iasă la aer liber. Asta e treaba cu lacul Mori. Vom vedea ce se va construi peste nu știu cât timp, peste nu știu câte zile, luni sau cum se întâmplă la noi de fel construcțiile astea, ani de zile. Până atunci, eu vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că dacă sunteți pentru prima oară pe canalul ăsta, dați și voi un like și un subscribe. Vă mulțumesc pentru atenție, să ne vedem și să ne auzim cu bine. Pa!